Pompierii militari au intervenit pe strada Octavian Goga din municipiul Pitești, acolo unde o barză rămăsese prinsă în firele de electricitate. Se pare că pasărea și-a prins piciorul la trecerea peste stâlp. Nu a mai putut sta pe fire și a căzut amputându-și piciorul. Pentru a salva pasărea s-a acționat cu o auto specială de intervenție și salvare de la înălțime, plus un echipaj de la distribuitorul de energie electrică. Pe fire nu exista curent electric, însă piciorul berzei a fost grav rănit. Aceasta a fost coborâtă de către pompieri și ulterior transportată pentru acordarea îngrijirilor medicale. Numai unui apel venit pe numărul 1 de urgență 112, pompierii de la detașamentul de pompieri Pitești s-au deplasat în localitatea Geamănea, strada Octavian Goga, pentru salvarea unei vezi de prinse între firele de curent electric. Din fericire, la fața locului, pompierii au constatat că nu exista curent pe aceste fire, s-au urcat până la bază cu ajutorul scării, au eliberat-o ulterior, transportând-o pentru acordarea îngrijirilor medicale. Barza a ajuns la grădina zoologică din Pitești. Acolo a primit îngrijirile necesare și hrană.